Uai, că ce bine am mai dormit. Să văd dacă mi-a încărcat remorca. Da, mi-a încărcat remorca. Mă duc să aleg remorca și îi dau drumul la drum. Îi dau drumul. Ia să-mi aleg eu un radio. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip cu Euro Truck Simulator 2. Păi, sper că v-a plăcut intro-ul care l-am făcut. A fost un pic mai dificil, dar merge. De data aceasta avem acest man TGA. Nu este nimic încărcat, am zis să fac așa mai... Să-l fac un pic mai special acel intro. Deci să nu luați nimic în serios decât modul. Am să fac ceva mai special. Păi data aceasta avem un Mantegia, cum v-am spus. Nu este foarte puternic, 430, nu știu, pentru că l-am customizat de mai câteva 2-3 ore și am zis că asta și m-am gândit să fac ceva mai special. Au, eram cu supravorat. Bobina, what the fuck. Nu am pus niciodată frâne bruște la viteză mare. Op, na. Deci ați văzut că m-am cam văzut un joc fără oglinzi. Și pe aceasta este bine. Bine, nu știu, pe manul m-am mățat fără oglinzi acum. Nu știu, l-am încercat pe alte camioane. O să încerc. Op, 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 op. Păi da, la acest update mulți, nu știu dacă ați observat, rumegușul nu mai este pus în containere, este pus în bascule cu prelată peste ele. Îngreșămintea nu mai este pus în cisterne, ci este pus în prelată cum am eu acum. Am vrut să vă spun din... sau nu știu sigur dacă v-am spus. Nu mă știam bucur dacă m-am spus sau nu. Am vorbit în videoclipul trecut despre un tractor, că nu este un simulator, ci este o arcadă.
hai să vedem câteva îmbunătățiri ce mai vrea noi. Eu am spus și în videoclipul trecut, cred, în videoclipurile, un videoclip trecut, cel cu Mercedes-ul MP4 Tantem. Nu știu dacă chiar toți v-ați uitat, pentru că de atunci până acum am făcut undeva la avem 10 abonați, între 10 și 18 abonați avem atunci. Acum am 35. Da, v-am spus, o să... m-am băgat pe iarbă. V-am spus, o să modific PC-ul, am 35 de abonați. Suntem la limită. Suntem la limită. Într-o lună avem ce să-l facem. Thanks. Într-o lună avem timp să le facem tot. Și când nu vom mai posta, va fi o perioadă de o săptămână, două, chiar trei. De ce? Pentru că atunci, în timpul acela, voi avea că PC-ul dus la... la modificat. Deci când nu o să mai vedeți două săptămâni... What? Nu s-a stat în sus. Când nu o să mai vedeți calculator... Doamne, cum să vedeți voi calculatorul la mine acasă? Când nu o să mai vedeți că mai postez, atunci înseamnă că am PC-ul dus la modificat. Național, acela. Mă duceam mai mult dacă avem un boss cloud cu mine. I'm sorry. Îmi pare rău că nu am băgat în fața boss-ul, dar astea sunt frânele. Parcă îmi place mai mult așa. Dar cum o fac eu pe aia să te acolo așa? Merg așa? Dar nu. Nu am să-i cam mare. Ce-mi face asta? Are... greu trage tirul ăsta. Nu știu în cât timp ajung eu cu ăsta la 90, dar totuși. Nu știu dacă v-am mai spus și videoclipurile trecute. Pentru cei care au dashboard-ul și poate știu, poate că s-a întâmplat. Eu... am băgat dashboard-ul tot perfect. Activează bagaipiul tot la perfect. Dar nu mi se conectează. Intru în Eurotrack, las acel program în bară și nu mi se conectează. Connection, disconnection, connection, disconnection, numai așa o ține. Și nu mi se conectează. Da, nu spui că... Deci am zis că noi vorbim despre îmbunătățiri, fiecare ce vrea la trafă. Păi, hai, lăsați și voi comentarii ce îmbunătățiri vreți. Păi, eu unul, pe viitor aș vrea să fie o altă facilitatea pentru asta. Pe viitor aș vrea să fie cele cu remorcile, pentru fiecare v-ați adunat acum în timp. O mai spun o dată. Are remorca prelată, de exemplu. Îngrașăminte. Dacă nu avea remorca, mă duceam și o legam pe a lor, cum am făcut acum. Dacă avea remorca, mă duceam, mă puneam în rampă și mă mai plimbam, mă duceam și mă culcam. Cu fiecare remorca. Dacă trebuie să car un meguș, mă duc, le pun acolo în rampă și o încarcă. Și
când trimite e-mail, când trebuie să mă duc să încarc, când e gata. Deci așa cu fiecare remorcă. Am remorca mea personală ca Ionul. Mă duc, dacă am de remorc, dacă am de camionul, mă duc eu remorca lor. Dacă am camionul cu remorca, mă duc eu remorca. Dacă am garajul X, din garajul X de unde am, dacă mai rămâne valabilă, duc remorca acolo, am băgat-o în rampă și o las acolo și primesc un e-mail, așa ar trebui, în următorul update. Atâta cu remorcile. Acesta văd că este updata la stația, are stația. Au, ce vor pică ăla. Am, ou. Uitați ce stația. Asta la aici. Uitați micro. Da, nu pot să mă uit mai sus, dar o să vă arăt eu. Wow. Mă scuz că nu știu că astăzi era ziua de spin tires, dar nu am avut cine să-mi iei spin tires. Deci n-am avut cine să-mi iei spin tires. Azi este un Eurotrack, să se pună stațiile. Dacă eu am Eurotrack și stați în română, se audă pe stație toți în română. Să fixăm ce frecvență să vrem noi. Dar bă, să bine, aici cu vorbitul să fie aici în TeamSpeak. Sau cum este pe multiplayer, ajuns apăsați tab și dacă vrei să dai cuiva cere de prietenie, ți apăsați dreapta. A, nu, e curbe, aia. Abia merge. Mă, măi! Mă, are retarderul pus? Nu este retarderul pus? Hai, hai să nu mă mai... repede. Ce grafică frumoasă. Deci... acest joc de gând s-a făcut patch-ul. Înainte le jucam că nu aveam ce face și ca să învăț să mai conduc, să mai exersez condusul. E, acum îl joc și din același motiv, dar și pentru grafică. Ai băiat, e în față. Aaaa, că la ăsta când prinde avânt să duce, să mai uită. Deci, cu timpul o să pun face track-ul. Uitați cum o fac cu lat. De neurotrack-ul dăm în ce o să fac eu pe viitor. Băi, dar am spus-o și în videoclipul trecut cu faza cu roțile. La câteva mii de kilometri n-ai schimbat cauciucul, facă bau. Fii, faci pană, să poți să faci pană. Te dai din camion, schimbi roata. Pui acele triunghiuri în drum la metri respectivi. La 3 metri sau la 10? Nu mă știu la cât se punea. La câți metri se punea distanța de camion. Nu, 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 nu
adapta, se scute mai mult cabina. Eu și poate v-am spus videoclipul trecut. N-am prins bine că e buruieni este aici. Aici pot. Nu-mi place că e buruieni acolo. Oricum au dus și pe aia fac acolo. Dacă vreți să... Ia uite mă. Ce-mi face asta mie? Cam eu om prost. Futuros. Ma, dar n-am retardul cu șerga, nu știu așa greu. Lecția de care vreau cu cobor pe acolo atunci l-am pus. Sunt așa acolo am pus iar regim și așa. Parcă merg la pe linie. Cui facem polo frumoasă? Așa. Ce mam frumos are eu la mine. Da, ia uite mai ce mă îngrează stâlpul ăsta. Nu, așa. Parcă arată mai bine așa. E, invers e clar. Mă, asta e clar asta așa. Păi da, dacă vreți să meargă cu mai multe FPS-uri, sfatul meu, bine. Pentru că mulți vor multe FPS-uri și 720 plus. Sau chiar 720. Păi ca să fac 720 trebuie sub 30 de FPS-uri. Ca să fac de la 480 de FPS-uri. Nu ce pe desktop ta. De la 480 mărimea. La YouTube mă refer. 720 încolo este HD, 720 în jos. Este normal. Au. A fost să dacă am sub 720 filme, sub 720 să nu fac HD, voi avea peste de la 30 FPS-uri în sus. Dacă fac de la 720 de 720 HD în sus, voi avea sub 30. Sau mai stau să-l randez, ceea ce nu suport, deci stau mult să-l randez. Deci, pentru că trebuie să stau să caut Camtasia, full crack. Au, banda. Iar am cu astea de acum de băi. Ah, am pus la partea cu roțile. Ai băi, uite, ăla se mișcă cam o mâie și ăsta. O să vedem că prind foarte prost acolo. Asta cum frânează, eu accelerez, ăla se mișcă cam o mâie și îmi frânează. Ai, am vrut să-mi bagi repede. Aia, dacă nu mă lași, forțez eu. Să poți face bani de sufle, ora... da, ba da, un bani. Nu, e ca să-mi ies drum. Și-o deștept. Deci... Putem să oprim la vulcanizare, schimbăm plata de rezervă. Deci, la partea aceasta, realitate. Mai așa mi-e gut să, de ce nu filmez cu mașini mici. Ia o zi ce-a prins. O, mă nebune. I-am dat. Deci, în realitate, dacă trebuie să sară motorul în sus. Mă scoam dacă se aude... Să fie cu
dacă se aude sonorul jocului mai tare ca mine. Oh, ia să-mi pleacă pe loc. Au. Deja ce am conduce din exterior. Tot roșu am prins. Deși în cale tot la fel roșu am prins. Mai face. Deci frumos ar fi să... Să mai miște la frâne, cum pun frâne brusc, să miște astea predelțele pe aici. Sau când pui o frână de la aceea la viteză mare, pentru că am un special se poate scoate o... Aici? Da, pe aici. A, da, pe aici, pe aici. Nu am ce m-aș vrea să am. Da, ce frumos cac. Transinetul. Asta e aici. Sau cam auzit pe cineva că se poate scoate ABS-ul, acum nu știu. Când pui o frână bruscă, cu viteză, să scârțe roțile. Deci la viteză trebuie să împrâneze. Mai decât... A, n-am dat-o bine. Fa... Nu cred că să-mi e bine chiar, pe la început. Nu am băgat-o bine. Deci ce am început bine. Mă să vă arăt tuning-ul. Dar nu mai merg pe ăsta. Mă uit de frumos. Hai să vă arăt, nu știu dacă este pe roșu să prind viteză. Hai să nu. Dar la aceste frâne mă refeream eu. Aceste frâne bruște. Dacă deconectăm ABS-ul să scârțe, să ducă pe scârțul sau de... Să rămână urmă jos să iasă fundă în cauciuc. Deci, practic, știți ce zic. Op. Da, dacă n-aveam ABS-ul, eram dus de mult. Și cu frada, mână, bine, la camion poate să-i facă ce-o vrea. Dar la camion, la camion, nu. Nu se... Camionul nu se compară cu... Care e diferența la asta? Aaa, e mai... În asta. Ah, o să compară pe aia. N-am mai pus aici nume, bla 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 bla. Dați. Bam. Isc. Ce mai... Ah, hai să dăm din exterior. S-a dat acestea jos.
perdeluțe. Aceasta tot original aici al Eurotrack-ului. Cabina. Bam. Original. Ce știți decât interiorul custom atâta. Volan. Da. Unde e, mă? Aici. Bam. Acesta. Din acesta vechi în acesta nou. Acesta vechi din. Dacă nu mă înșel eu prea mult, l-am văzut de mai multe ori și la autobuze prin videoclipuri. Așa, hai să-i dăm o confirmare. Eu că nu mai deranjează. What the fuck? L-am pus un girofar. Nu v-am arătat motorul. Stai pe că nu v-am arătat motorul. Motoarele... 440, v-am spus eu. Transmisia, aici ați văzut, nu sufăr pe ăsta. Hai să lăsăm pe aceea. Iar am găsit de un girofar. Un girofar face lumină că trei. Mai am puțin de sus. Mamă, ce nașpa greu. Deci, dintotdeauna mi-a plăcut acel volan. Mamă, hai să închinem și noi videoclipul pe zi. Și acel. Tot acolo este. Ară șterg pe ăla. Hai să șterg. Entertainment. Proia, mă hortă. Acu' e frumos, e zi. Uitați, am pat aici sus. Bă, eu vreau sus. Nu, dați pe copii. Nenea, vreau sus acolo, vreau acolo sus. Bă, aici, părășec, te rup, fără mine. Uitați, deci, de ce vă spuneam eu? Frâna de mână mi-arată că este trasă, da? Vedeți? Nu am mai... Și stați! Bă, dați-o! Trea stația! Stația! Tacograful... Am revenit... Deci, nu sunt la partea cu stația, parcă da! Deci, aceasta este stația de sus, bla bla bla. Unde rămâne semne? Așa. La aer rămâne semne, la partea cu aerul. Am fost la masă. Da, să vedeți că... Dar nu face aer. De asta se întâlnă de ceva pe ci, pe cin, pe necin. Sodiu, bodiu, pietriș. Deci, de obicei, lumea găsită este mai la sfârșit. Pietriș, lumea găsită. Uitați, lumea găsită. Frankfurt. Haideți să vă arăt acum. Foarte rău de aici și pe aia dăm pe acolo să... Deci, acest... Deci, acesta este Manul la Gustu. Să aveți link-ul la el în descriere. Ce mișto arată. Păi... Să lăsați și voi... Nu e aici. E în partea aici. Să lăsați și voi... Bla, bla, bla. Că nu mai rămân. Nu mai nimeni. Mai nimeresc. Comentarii cu ce impresie aveți voi despre update-uri vreți să fie făcute, cum vreți să fie făcute. Înțelegeți voi. Deci, rumeguș. Rumeguș.
Hai să facem de cursa, pentru că este mică. F4. Așa. Se pare că pot să merg și pe Mercedes. F6, 4 tone. Hai, mă, na. Nu e că trebuie să forțeze neapărat aici. Cum să forțeze dacă... A6... Bam... A3... Asta-i. Gata. Rambo, Rambo. Deci remorca cu scrinul care am făcut eu cu guță vrea să fie una de aceasta, nu aceeași carne de vită. Carne de vită, ia la carne de vită, mâncate-ar dracii, că mănânci vetă. Up, na, hai să vedem aici. Hai că nu am vorbit bani mei. Contul neregulamentar. Deci dacă mai aveți moduri... Momentan facem camion, terminăm camion, le continuăm... Treceam la buz, la... Op, na. Le-am urcat, am văzut cuplat. Excelent, dar am ce la una de asta, că și hai, mă. Ofer. Păi da, acesta a fost videoclipul meu cu Euro Truck Simulator 2. O să-i dau una în jos neapărat. Nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe. Eu sunt Eduard Dedi și sper ca viitorul episod să fie din Spin Tires. Până atunci, eu vă urez poftă mare.